Primarul interimar din Rovinar, Florin Ungureanu, a demisionat din funcție așa cum a anunțat ieri pentru TV Sud. Demisia acestuia a fost înregistrată deja la primăria Rovinarii. Este a patra persoană care nu mai ocupă funcția de edil în localitatea respectivă din diverse motive. După moartea lui Dorin Filip, Laurențiu Chivu, Claudiu Vodislav și Florin Ungureanu au preluat frâiele instituției, însă niciunul nu a reușit să-și ducă misiunea la bun sfârșit. Liberalii au anunțat că vor numi pe cineva în scurt timp în locul lui Ungureanu.